Astăzi vreau să vă vorbesc, dragi prieteni, despre Mafia TV. M-ați auzit foarte des scriind pe Facebook și în comentariile mele video despre Mafia TV. Astăzi vreau să vă prezint studiu concret de caz, cine este Mafia TV și cu ce metode lucrează ea. Evident, vorbim despre posturile România TV, Antena 3 și B1 TV, aripa Silviu Mănăstire. Astăzi este ziua în care procurorul general Augustin Lazăr a susținut o conferință de presă în care a criticat vehement schimbările legislative pe care vrea să le facă Tudorel Toader. Iată cum lucrează Mafia TV. Vedeți pe România TV revolta marionetelor lui Chioveși, manevre pentru cătușe și șantaj. Cu cine este discutat subiectul? Cu domnul Bolcaș, avocatul domnului Voiculescu, infractorul Voiculescu de la Antena 3. La Antena 3, după cum vedeți, Cerban Nicolae, un apărător al corupțiilor din politică, vorbește despre acuzații halucinante. Epoca poliției politice revine. La România TV, postul inculpatului fugar Sebastian Ghiță, aflăm că Tăricianu denunță o dictatură de la Cotroceni. Aici este Codrin Ștefănescu, domnul Bolcaș, o vedeți aici pe Morsa Competentă, care este în fiecare seară la Antena 3. Aceiași invitați, același discurs, iată-l și pe Codrin Ștefănescu. Pe B1 TV, invitat este domnul Nicolicea, la domnul Mănăstire, un om care face constant jocurile penalilor din politică. La Antena 3, televiziunea infractorului Dan Voiculescu, îl vedem pe celebru domn Cerban Nicolae, șoferul infractorului Cătălin Voicu și un mare avocat al corupților din politică. Bineînțeles, și Antena 3 titrează într-un mod tendențios. Doamna, în imagine chemată pe B1 TV de Silviu Mănăstire, ne spune că procurorul general Augustin Lazăr ar trebui să facă închisoare. Pentru că dacă ar fi în Franța, ar face închisoare. Observați din nou burtiera, vorbește despre declarații uluitoare. Exact același mesaj ca și la Antena 3. La România TV, Codrin Ștefănescu, un comunicator mare de vază al PSD-ului, vorbește despre declarațiile lui Tăricianu, care denunță dictatură la Cotroceni și mesajul lui pentru Iohannis. După ce procurorul general a venit cu precizări pe legile din justiția lui Tudorel Toader. Revenind la Antena 3, Savaliuc, omul de casa lui Voiculescu, ne vorbește despre mișcări bombe făcute de Chioveși și de puteri străine care controlează justiția împotriva intereselor României. Răzvan Savaliuc, omul lui Voiculescu, continuă la Antena 3 despre un presupus complot al șefei DNA care ar face o manevră uluitoare ca să se pună la adăpost. La B1 TV, Silviu Mănăstire vorbește despre procurorul general în termenii de Taica Lazăr și spune că face declarații uluitoare, aproape exact aceeași burtieră pe care o avea mai devreme la Antena 3. Vedeți pe B1 TV, domnul Eugen Nicolicea vorbește despre o plângere penală pe care PSD-ul ar vrea să o facă împotriva procurorului general Augustin Lazăr. Este halucinant acest tip de propagandă. Nicolicea, care este mecanicul juridic al PSD-ului, încearcă să insinueze că procurorul general ar fi comis o infracțiune pentru că s-a opus legislației propusă de Tudorel Toader. Astfel de lucruri se întâmplă, dragii mei, astfel de manipulări. Evident că nu-i vorba de nicio infracțiune și n-are de ce să facă plângeri penale domnul Nicolicea. Astfel de lucruri se întâmplă în fiecare seară, în prime time, la ceea ce eu denumesc Mafia TV. Antena 3, România TV și acest domn Mănăstire de la B1 TV. Bun, ați reținut ideea. Sunt aceiași comunicatori, aceiași invitați care se perindă pe la televiziunile care fac jocurile mafioților și spun același lucru. Discursul de astăzi este legat în concret de declarația pe care a făcut-o procurorul general al României, Augustin Lazăr, care, după ce s-a întâlnit cu șefii parchetelor din România, a analizat propunerile pe care le face Tudorel Toader, ministrul justiției, pe legile justiției. Sunt acele măsuri, acele legi pe care le așteaptă Dragnea și toată gașca politicienilor corupți, în speranța că va reuși astfel să scape de pușcărie. Procurorul general Augustin Lazăr, după discuția pe care a avut-o cu procurorii generali din toată țara,
a analizat subiectul și l-a făcut zope Tudorel Toader. Nu intru în detalii, ați văzut la buletinele de știri despre ce este vorba. Domnul Lazar a explicat cât de grave pot fi modificările care se fac în justiție dacă legislația pe care o propune Tudorel Toader va fi adoptată. Seara, în loc să fie comentate obiectiv aceste subiecte, sunt aduși cine? Avocații mafioților, care ce fac? Spun aceleași lucruri pe toate televiziunile. Prezintă fel și fel de informații ambalate greșit, dezinformează și mint. Bun, pe subiectul cu Tudorel Toader, dincolo de detaliile pe care le-a prezentat ministrul justiției în conferința de presă în care a vorbit despre proiect, proiect pe care nu l-a văzut nimeni. Atenție, astăzi procurorul general a spus că nici până în ziua de astăzi proiectul legilor pe care le propune Tudorel Toader nu a ajuns la ei. Deci nu a ajuns la parchetul general și la procurori, la DNA sau la DICOT, la actorii principali din această discuție. Da? Nu trebuie să intrăm în detaliile lucrurilor pe care le-a prezentat Tudorel Toader și nici în detaliile răspunsului pe care l-a dat domnul Augustin Lazar, procurorul general al României. Pentru că avem două chestiuni de principii, dragii mei, care ne rămuresc foarte ușor cu privire la situația în care ne aflăm. Prima chestiune ține de cine propune aceste legi și în ce context sunt ele propuse. Da? Ele sunt propuse de către un politruc care servește intereselor unui infractor. Pentru că Liviu Dragnea, care controlează guvernul și controlează majoritatea parlamentară, este un infractor. Și aici avem o chestiune de principiu simplă, dragii mei. Un infractor nu poate legifera în domeniul justiției. Cu atât mai mult un infractor care mai are dosare pe rol și care este speriat că va merge la pușcărie. Asta este prima problemă de principiu care ar fi trebuit să excludă un proiect de lege, cel puțin sub o guvernare controlată de către Liviu Dragnea, care este condamnat penal definitiv. A doua chestiune ce ține de transparență și de suspiciunea că există sau poate exista o agendă ascunsă reprezintă faptul că ministrul justiției nu a prezentat nici până în ziua de astăzi proiectul de lege. Nimeni nu știe concret ce vrea să propună acest om. Este o dovadă de lipsă de transparență uriașă. În nicio democrație nu se fac lucrurile în acest mod. Cineva care nu are nimic de ascuns și nu are o agendă ascunsă nu ar avea de ce să nu prezinte propuneri legislative. Ba chiar ar fi trebuit să discute din timp cu factorii implicați în legătură cu măsurile pe care le propune și de comun acord să decidă dacă ele se aplică sau dacă ele nu se aplică. Ce înseamnă aceste două lucruri, dragii mei? Și putem foarte simplu să ajungem la o concluzie, la concluzia corectă în acest caz. Înseamnă că cei care propun această legislație nu pot beneficia de prezumția de bună credință. Avem toate motivele, toate indiciile foarte temeinice să considerăm că ei sunt de rea credință și că ar putea să impună o agendă ascunsă. O agendă care să fie logic, evident, în interesul infractorului care controlează tot acest proces legislativ. Sigur, sunt lucruri pe care orice om normal, cu o inteligență peste medie, și le-ar pune singur, n-ar trebui să mă audă pe mine că vorbesc despre asta. Dar sunt lucruri care ar trebui să fie prezente în dezbaterea publică la televiziunile de știri. Acolo ar trebui să fie invitați care să spună aceste lucruri. Ei bine, ei nu sunt. Și ați văzut, 3 televiziuni de știri din 5, dacă adunăm audiența România TV și Antena 3, au audiența cea mai mare, transmit un mesaj total deplasat. Dezinformează, induc oamenilor ideea că este un complot. Ați văzut pe Antena 3, Savaliu vorbea despre forțe străine, a fost și pe România TV, induc oamenilor ideea că este ceva rău. Din acest motiv, oamenii sunt luați de cap, telespectatorilor, și nu pot judeca în mod corect acest subiect. Unii dintre ei poate fiind oameni de bună credință, dar se uită la astfel de programe toxice și nu își formează o părere obiectivă. Cu asta se ocupă Mafia TV, dragii mei. De câte ori există un subiect important în dezbaterea publică, un subiect în care oamenii ar avea nevoie de informație corectă, aceste televiziuni, care
Nu întâmplător aparțin unui condamnat eliberat de la pușcărie, da, condiționat, Voiculescu. România TV aparține unui inculpat fugar care se ascunde de justiție în Serbia. De câte ori se discută subiecte pe justiție, aceste televiziuni mint, manipulează, dezinformează, după cum ați văzut, nu informează corect oamenii, astfel încât să formeze o impresie greșită, o realitate falsă, incorrectă în imaginea telespectatorilor lor pe subiectul discutat.